doctorat, era o studentă a mea. A văzut ea în birou că la mine sunt icoane și flori foarte multe. Și s-a gândit ea să facă cadou ăsta. Și mi-a spus, dar eu fac o biserică la Baia de Chiri. Și atunci am dat telefon la părintele și am scris pe versul și a dat-o cadou. Când am ajuns aici, părintele mi-a spus că nu e catolică. Dar tot Iisus Hristos este. La răscruce, ori la ce răscruce, sunt în relief tot Iisus Hristos. Deci nu ne-am venit nicio legătură una cu alta. V-ați explicat Iisusul până la răscruce? Nu mi-am explicat. Procedem cu secundul, procedem cu secție, să nu văd că nu știu și o sfârșit de drum. Când ai plecat la Dumnezeu, Doamne, așa când ai terminat drumul, Doamne, mulțumesc. Am înțeles vecin. Am înțeles vecin această treabă. Asta e o țeteră. Nu era pe timpul care se cânta la ea. Acum aș vrea să vă arăt, observați, de la un sculptor din Dobrogea, uitați ce frumos a scurtat ea ciobanul cu tarburețul și cu oaia respectivă. Mi-a dat cadou, în care a fost, doamna a fost și la noi aici, la scurtat. După aceea, acesta este scurtat, vedeți dumneavoastră, un pandur. Nu totul la tine, este un pandur, care este scurtat pentru o coajă de lemne brun, care l-a făcut plus ca cu care se cheamă la nuntă. Aceasta tot de la Dobrogea mi-a adus, să uitați ce ingenios, ce pentru structură extraordinară. Balanța numește. Un om deosebit a fost să începe un scientific, viața civilă. Dacă vrei să o spune, mare, de mare, de bură, care e vorba de nu m-am pentru că nu mă cheamă Magdalena. Mai departe, vedeți și dumneavoastră, acesta este un pieptem care, pe timpul, cum spuneam, câneva, o bătea la miliță și, pe urmă, o trăgea prin acest darac. Și era fuiorul, fuiorul de cânepă, care i-a luat de noi acum. Dar așa se făcea atunci. Bineînțeles că aici avem un fier de, călcat pe cărbuni. Să punea fier de cărbuni, dar acum e curent electric și numeric, dar bine. Nu. Aș vrea să vă arăt zona aceasta. Este un plug care peste 100 de ani. L-am găsit la un român de-a nostru, Șoltean Ciborilean, care mi l-a dat. Acum am adus un război, dar nu l-am montat. Ciobanii de aici, Ciobolița și Ciobanul, observați că e foarte modernă, că are rușul pe buze. Ciobanița. Așa am luat de la București, că am îmbrăcat-o. Trebuie să explica că și-a mușcat buzele. Pe schimbe, aceste care le-am pus, sunt din județul de Ilfov, un preot din Novaci, nu Novaci de aici, Novaci de Ilfov, care e un prieten cu mine, care vine la mare, și el mi-a făcut cadou toate aceste eschile. În partea acolo sunt picturi și linguri, așa mai departe. În zona din spatele dumneavoastră e un alt coleg al meu de fața elementară, care a fost o mare jurist al României, Peter Zilinean, în București și Chic, care lucrește în București. El a fost popularizat, a fost șeful campaniei electorale acum 4 ani și el de pe țară. Dar el, observați dumneavoastră, s-a făcut de el. Din rădăcini, din râul de pe aici, dar nu. Se curăță, le aranjează și are acum structuri, fac dispoziții în afară, la Paris și așa mai departe. Un bun prieten și-a venit cu multă dragoste ca să vădoreze orice lui să le facă. Și mai multe lucruri, trebuie să le facă rapsul și să aducem ca să-l întâlnim.